Clinica Orele de la Timișoara este aproape gata. Instituția sanitară ridicată de la zero include săli de tratament, cabinete, sală pentru urgențe și dotări de ultimă generație, clinică nouă Orele și condiții moderne de tratament pentru Timișoareni. Clădirea e aproape gata, urmează dotările. Actuala clădire e din 1945 și atât spațiul cât și multe din echipamentele medicale sunt depășite. Modernizarea sistemului de sănătate este o urgență și o prioritate. În ultimii trei ani am reușit să atragem împreună cu spitalele fonduri europene de peste 150 milioane de lei care vor oferi servicii medicale moderne pacienților. Administrația e despre timișoreni, nu despre conducătorilor, transmite primarul Timișoarei, Dominic Friț.